după aceste cântări frumoase, citesc eu dintr-o cântare a unui cântăreț plăcut, a cărui cântări le-a trecut Dumnezeu în Scripturi. Chiar dacă fiul lui a făcut mai multe cântări decât el, a fiului lui a rămas numai una, dar lui au rămas mai multe. E vorba de regele David. Cea de la numărul 145, versul 3, sună așa. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Dar astăzi, cu ce să îl lăudăm pe Dumnezeu? Cu opera numită familie. Oamenii de-a lungul istoriei au făcut fel și fel de forme de organizare, mai restrânse sau mai extinse. Dar toate au eșuat în timp. S-au dovedit a fi fragile, fără viitor. Familia însă este opera lui Dumnezeu. Părinții nasc copii în număr egal, băieți, fete, statistic la nivel mondial, stai mâna lui Dumnezeu acolo. Cresc, iată și cei doi, în aceeași adunare, așa am crescut și eu și cu soția în aceeași adunare, dar știați voi că urmează să stați aici și să ne uităm toți la voi, să vă predicăm, să vă întrebăm, să vă binecuvântăm. Știau părinții voștri? Nu știau. Dar Dumnezeu știa? Cu siguranță știa. Și lucra la aceasta. Mare-i Dumnezeu. De aceea ce s-a cântat despre familie și despre dragoste, ce scrie în acest psalm. Citesc de la versetul 5. Voi spune strălucita slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Când se cântă de familie și de dragoste, cântăm minunile Domnului. Numele Domnului să fie slăvit. Amin. Ce să le spunem la mir și la toți care sunt în biserică, că și cei necăsătoriți? În mod normal se gândesc la căsătorie. Cei căsătoriți au ocazie să se recicleze, să-și amintească de familia lor, de începutul vieții lor, de continuare. Multe pot fi spuse, dar ascultați-mă ce vă citesc din Roman 13, de la versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește a împlinit legea. Asta să cuprindă și cea de pe Sinai și oricare alt cod al familiei. Când există iubire, nu-i nevoie de nici o poruncă. Tot este de prisos. De fapt, să nu prea curvești, asta vizează familia, nu? Mai cuprinde câteva porunci și încheie cu alta care are referire tot în primul rând la familie. Să nu poftești. Și orice altă poruncă mai poate fi cuprinsă. Se cuprind toate în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău și de astăzi sora Mirela aproapele tău se numește Marius. Și frate Marius, aproapele tău numărul 1 se numește sora Mirela. Ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dar bine cât poate mai mult. Dar care familiști, cel puțin în biserică, nu s-au căsătorit promițându-și iubire? Și de ce unii n-au reușit? Ba unii chiar și se tem să intre în viața de familie crezând că nu o să reușească. Iată ce vă citesc din 1 Ioan, capitolul 4. De la versetul 7. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Sunt probleme în familii pentru că oamenii nu sunt născuți pe de adevăratele din Dumnezeu. Sunt eșecuri în lumea asta pentru că s-au îndepărtat oamenii de Dumnezeu. Sunt tragedii în unele familii. Că nu înțeleg și nu este ceea ce citesc în continuare aici.
Dragoste este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut de Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește pe aproapele lui, în primul rând, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și ascultați versetul 11. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Motivația iubirii nu în ceea ce face partenerul, nici în resursele mele proprii, ci în înțelegerea faptului că Dumnezeu este dragoste și ne-a iubit așa păcătoși cum eram și a hotărât să ne iubească pentru vecii vecilor. Și ca atare ne vom iubi și noi pentru viața aceasta cât este rânduită viața de familie. Da, de aceea am citit aici că cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dacă nu reușește Dumnezeu cu ce a făcut să te motiveze să iubești, nu există alt izvor de unde să curgă dragoste în ființa ta. Sau și dacă ar scurge, este ceva efemer și nedesăvârșit. Spune Scriptura aici în continuare, în același capitol, versetul 16, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și ne rămâne în dragoste și noi vorbim de viața de familie. Rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cine nu iubește în familie, să nu își aibă vise de veșnicie și de mântuire. Versetul 19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și dacă zice cineva, și eu parafrazez, transpunând relațiile de biserică în cele de familie, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe bărbat sau pe nevastă. Este un mincinos. Și am mințit și partenerul căruia a promis iubire în ziua nunții. Că cine nu iubește pe soțul sau pe soția sa pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe fratele în adunare și pe sora acasă. Doamne, ajută! Așa facem. Sau nu facem așa? Vrei să dăm repede niște probe așa, extemporal, fugitiv, dacă iubim sau nu iubim? Dacă e ceva din Dumnezeu în noi sau s-a scurs, s-a pierdut? Că doar suntem creștini, așa, nu musulmani, ca să spunem că ne-a pus Allah sau din porunca lui Mahomet, sabia în mână. Domnul prin Duhul ne-a pus dragostea în inimă. Roada Duhului din potrivă este dragostea. Oameni botezați cu Duhul Sfânt, oameni născuți din nou și să nu iubească, asta e puțin spus, paradox. Cândva în Evul Mediu, un rege, Condra îl chema, nu știu al câtelea, a sediat o cetate ce nu se dea bătută până a ajuns la biruință și supărat că nu i s-au predat fiind o cetate mică, a spus: au voie să iasă femeile și copiii, că bărbații măcelim că ei sunt armata dușmană. Și fiecare femeie poate să scoată cât poate duce în spate, să se poată întreține mai departe, să ducă unde vrea. Și au rămas surprinși și li s-a tăiat la inimă când au văzut că fiecare femeie a ieșit cu soțul ei în spate. Și așa era condiția, că ce duce în spate n-au voie să le oprească. Nu suntem într-o asemenea situație. Nu trebuie în spate să-ți iei soțul în braț. Să-l iubești. Că așa ne-a luat și Dumnezeu pe noi și nu ne mai lasă. Ne ține pentru vecii vecilor la sânul său. Mărit să fie Domnul. Și dumneavoastră, scumpi soți, dovedim iubire. Un scriitor scoțian de renume, de altfel, dar mie îmi scapă numele, a fost descoperit mai apoi, potrivit jurnalului soției sale, că i-a adus o viață singuratică. El era îndrăgostit de poezii. Cum zicea un biet bătrân, căruia nu i-a mai putut fi renoit permisul port armă, ci mai degrabă aș despărți de babă decât de pușcă. Nu-i normal să fie așa. Asta pentru oamenii, repet, născuți de sus.
Că e diferență mare între cei de sus și cei de jos, spunea Domnul. Voi sunteți de jos. Dar noi suntem născuți din Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Da, textul de care spuneam, citesc din cartea Proverbele de la capitolul 10. Versetul 12. Ura stârnește certuri. Dar dragostea acoperă toate greșelile. N-a spuneți mie cine are voie să înceapă o ceartă între doi oameni care se iubesc. Numai dacă vine unul care urăște, nu? Că trebuie să o înceapă cineva. Și dacă ei iubesc, cum începe cel cu ura, cel cu dragostea, cum o stinge? Amin? Așa că n-aveți cum să vă certați. Dacă vă iubiți, nu aveți cum să vă certați. Auziți-mă bine. N-ai cum. Petru, capitolul 4. Am auzit situații în care spune l-am iertat, am acoperit. Dar până când? 1 Petru 4 cu 8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte. Acum puneți de moment și amintiți-vă cum v-ați comportat în perioada asta în familie. Aici scrie și pentru adunare. Așa ar fi de dorit. Unii pentru alții că dragostea acoperă o sumedenie. Auzi? De păcate. Chiar păcate să fi făcut. Și tot să le treci cu vederea. Da, că așa a făcut și Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Nu cumva să scoatem în evidență vreo vină celuilalt. Să spunem, ești dator 100 de lei, ca nu cumva să ne cheme Dumnezeu înapoi, să ne părască vreun înger și să ne amintească de cei 10.000 de galbeni de datoria noastră. Și să ajungem la pușcărie pentru nimica toată, că n-ai știut să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși, că pe tine tare ușor te ierți și tare vrei să te ierte și Dumnezeu și alții, încă ai vrea să fii iertat și fără să te ceri de iertare, așa-i? Parcă să uite repede cineva ce ai făcut. Doamne, ajută! Încă un text foarte scurt. Unul citim din Efeseni, capitolul 5. Spune Apostolul Pavel de la versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupul lor, că cine își iubește nevastă, iubește pe trupul lui însuși. Nimeni nu-și rupe vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește. Cu drag, îl îngrijește cu drag. Dar este câte un bărbat mai dezordonat. Câte o femeie care are, nu știu, mai mulți parametri sau mai multe capricii. Și atunci să o îngrijești cu drag, că vrea și asta, dar mai vrea și asta, vrea și să plimbe, vrea și să povestească, vrea și să aibă încă o floare și să îngrijește astea cu drag. Dacă ai drag, se poate, dacă nu, zice Scriptura, vă citesc din cartea Genesa, de la capitolul 29, știți ce păcăleală i-a tras Laban la Iacov? Să slujească 7 ani pentru o fată. Eu mă și mir că robul lui Avram s-a dus cu darul, mă mir că Iacov a mers cu mâna goală, că putea duce ceva bănuț, plătea Laban era lacom, scăpa mai ieftin, nu știu de ce a fost așa. Dar scrie în Genesa 29 cu versetul 8 și Iacov iubea pe Rahela și a zis să voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Pe 20, astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anul aceștia s-au părut ca vreo câteva zile pentru că mă iubeau de 7 ani fără un ban și să se separă nici o săptămână. Așa e când iubești. Da, așa că nu există efort fizic care să fie prea mare și prea greu dacă iubești. Deci dacă ai vreun mof să spui, asta nu ți-o mai fac. Auzi, mai trebuia să-mi cumperi ceva, du-te. Asta descurci numai cu asta.
Măi, du-te că Iacov de multe ori s-a dus după oi și le-a adus și s-a porucat vreo câteva zile. Și noi vrem să stăm la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov, așa-i? Doamne ajută-ne! Nu vă mai dau alt test, dacă vreți. Vă dați singuri. Mai degrabă spun niște versuri acum. Și bunul Dumnezeu să cerceteze toate familiile și pe cei doi chiar ne rugăm să-i binecuvinteze. Aș vrea să-i prind cu versurile astea și pe tineri care trăiesc într-o lume foarte imorală. Prietenii făcute așa dintr-un clic și desfințate cu alt clic. Vinovății care se vor a fi ascunse, dar care cu vremea ies la iveală, infidelități, priviri, că trăim în epoca vizualului și pentru cei căsătoriți care pot să se uite la vreun chip să vadă cât e de arătos, ca și cum n-ar fi al cuiva, fără să-și mai aprecieze soția lor care poate are riduri, uitând pe moment atrași de o scripire de ce a făcut o nevastă o viață întreagă sau de truda unui soț sau de jurămintele de la început. Iată câteva versuri al fratelui Costache Ioanit. În parcul vechi sub teigăt bătrâni ce fac orașului surdină, trecând odată i-am zărit pe o bancă, un figur de mit, un Cătălin și o Cătălină. El, paș frumos, cu ochi de foc, ia o domniță dintre stele. Eram atât de fericiți, doi visători îndrăgostiți, în parcul vechi, sub ramuri grele. Iar sus, rotindu-se ușor, deasupra arcilor cu viță, zburau uniți în felul lor un porumbel și o porumbiță. Priveam spre tinerii din parc, iar el, cu ochii către spații, rostia atunci un legământ, cu un ecou dus de vânt ca un fior în constelații. Trecând apoi prin parcul vechi, sub ramuri ce filtrau lumina, i-am regăsit pe îndrăgostiți, pe cei doi tineri fericiți, pe Cătălin și Cătălina. El, chip de zeu atenian, ciopit în marmură cu dalta, ia o domniță din rădvan cu sclipet alb de porțelan, dar vai, domnița era alta. Iar sus, într-un imens inel, deasupra arcilor cu viță, zbura același porumbel, trecând cu aceeași porumbiță. Auzi, toare om semeț, un glas ce sună dintre spații, cu cât ești toare mai de preț decât atâtea constelații? Nu te însfiești, nu te înspăimânt, că sunt mai bun doi porumbei, ființe care nu cuvânt? Nu te înfior că ești mai rău, mai schimbător decât un flutur? Cum să te strig, cum să te cert și cum de umăr să te scutur? Nu te roșești să treci râzând, schimbându-ți tot mereu perechea? Nu știi că țin asupra ta mereu și ochiul și urechea? Nu te sfiești de crini albi, de florile din parc, de dalii, de macii roșii, din care zorii își fac vibralii? Nu vezi tu nufărul pe lac, alb ca o stea în fapt de seară, cum se păstrează de curat pe apa verde și murdară? Citește cartea mea în genunchi, citește un murmure de liră. Adam și Eva, cum trăiră? Ei paradisul au pierdut și totuși nu se despărțiră. Și n-au trăit apoi ca soți o zi, un an sau un deceniu, căci prima dragoste a fost o căsnicie de un mileniu. N-au auzit că lui Avraam i-a dat cu bucurie țara, dar el iubi până la moarte cu aceeași dragoste pe Sara. Rebeca pentru Isaac n-a fost iubirea lui întreagă și pentru Israel Rahela n-a fost ea singura cea dragă. Și oricât de mult s-a năpustit cel rău să spulbere armonia, o, ce iubire i-a avut pe blândul Iosif cu Maria. Erau mulți în Nazaret ce se înălțau ca să-i primească,
dar ele n-au văzut al soț și nici soție mai aleasă. Astfel de tainice iubiri zidiră temple în tot pământul. Tu, om semeți, tu ce zidești? Îți vei păstra tu legământul. Iar voi, mireasă, mire drag, care în duc purtați cununa căsătoriei în Hristos, voi astăzi vă uniți duios, vă întregiți pe totdeauna. Căci sus în cer, în paradis, Iisus, luând în mână pană, în carte veșnică v-a scris, să fiți cu El în paradis, tu Marius și Mirela. De aceea cei ce știu să vadă, privind la voi, la traiul dus, se poată spune fără teamă, da, căsnicia e o minune, e un simbol venit de sus, a dragostei ce nu apune între biserică și Iisus. Și încheind, vă aduc aminte de sfatul vechi și încercat, tu mire să-ți iubești soția, iar tu respectă-l ca bărbat. De dezgreși, priviți dojana și fiți un psalm, un colț de rai. Fiți binecuvântați pe veci, tu Marius și Mirela. Amin. Amin.